Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Revărsarea Nilului. Revărsarea Nilului din Egipt e cunoscută. O țară întreagă, întregul Egipt cu un popor de milioane de oameni, trăiește din revărsarea Nilului. Fără această revărsare, întreg Egiptul ar fi o pustietate de nisip, ca și Sahara. Așa e și viața noastră cea sufletească. Ea trăiește din revărsarea darului și harului Duhului Sfânt. Fără această revărsare, viața noastră cea sufletească este o pustietate a păcatului. Și-a mântuit copilul. Un copil căzuse într-un râu înfuriat și era amenințat să se înnece. Oamenii strigau, dar nimeni nu sărea în apă să-l scape. De ce nu sare nimeni să-l scape? Strigă un om care trecea pe alături și sări în apă. Când se apropie de copil, ce să vadă? Cel ce se înneca era copilul lui. Repede îl prinse și îl scoase afară. Cel care sare să mântuie pe alții din valurile pierzării sufletești, își mântuie și sufletul său. Ați ascultat Istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a treia ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.